Zvonima Bună, dragilor! Bine ați venit sau ați revenit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificări de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube este total gratuită. Nu uitați mic reminder. Faptul că atunci când vom ajunge la 1010 abonați, voi face primul meu giveaway de pe acest canal. Și Uh, voi deja ați văzut din titlu, eu sunt mega. Nu-mi găsesc cuvintele, dar am așteptat cu atâta nerăbdare, am așteptat cu sufletul la gură, cum se spune, să apară în România acest parfum. Am aici un colet de pe site-ul celor de la Dubai Collection. Roș 25 pentru 5% discount la absolut orice achiziție de pe site. Indiferent că vorbim de mostre, produse de îngrijire, parfumuri full size și, de asemenea, această reducere se aplică chiar dacă parfumurile sunt deja reduse pe site. Nu mai stăm la discuții pentru că nu mai am răbdare când filmez acest videoclip este 11 și un sfert dimineața, bineînțeles. Coletul a venit azi de dimineață la ora 7 jumate la Easybox, uh, pentru că da, eu așa primesc coletele la ora asta. Și de atunci și până acum, de fapt, cum am primit mesajul, eu m-am trezit la șapte, cum am văzut mesajul pe telefon, am coborât repede, am adus coletul în casă, da, să se facă tranziția aceea de, de la rece la cald. Mi-am dus juniorul la grădi și tot am așteptat, tot am așteptat să vină momentul să-l deschid. Pentru că știți, deja, eu în timp ce vorbesc acum să știți că și deschid coletul. Știți deja că eu mereu v-am mai spus și în comentarii, niciodată, dar niciodată, oricât ați fi de încântați de achiziție sau oricât de nerăbdători ați fi, da, ăsta e cuvântul cel mai potrivit, nu testați un parfum rece sau cald, da? Deci e valabil pentru ambele situații. Dacă este iarnă, cum este acum și ninge și e urât și pe mine mă deprimă, și primiți coletul, lăsați-l, lăsați-l măcar 2-3 ore să se așeze la temperatura camerei. Nu are mirosul specific, dar nu are performanțe, nu are absolut nimic. De multe ori riscați să spuneți, Doamne, dar ce am comandat că nu -mi miroase a nimic. Nu. Treaba asta cu tranziția rece-cald sau cald-rece este cât se poate de reală. Și eu inițial am crezut că e mit, am crezut că sunt vorbe în vânt și așa mai departe. Dar. Acesta este coletul. Da. Avem două parfumeluri. Parfumete, parfoame sau ce vreți voi. Bun. Haideți să-l mai lăsăm puțin să fiu puțin masochistă și vom începe cu un parfum din gama Twins. Eu de la Twins ce am bifat? Am bifat Mon Crush și Fiv și Mojo, da? 3. Acesta ar fi al patrulea și se numește Dia, Dihia, Habar, dacă știți voi cum se pronunță, da? Acest parfum. De ce l-am achiziționat? Sinceră să fiu, era de ceva timp pe wishlist-ul meu, însă, pe grupul meu de Facebook Frag Family, dacă nu sunteți, vă aștept cu brațele deschise. Pe grupul meu de Facebook, Mihaela mea, te pup cu mare drag. Mi l-a zugrăvit într-o zi la Sote de la Cent of the Day. Atât de frumos, deci atât de șmecher l-a descris, încât am rămas zic nu. Nu, trebuie, am nevoie de el. Um, cutia este identică ca la, resturil, ca, la rest, ca la restul parfumurilor din Gama Twins. Da? Se deschide așa și ce culoare avem. Și acesta este parfum. Și cutia, că mi-a venit acum, știți că eu sunt, v-am mai spus eu, așa, uh, cutia, capacul de fapt, mai precis, da, capacul cutiei, dacă aveți și voi uh, uleiurile acelea de la ud Arabi, sau dacă aveți decanturi sau dacă aveți mostre, mă gândesc că le puteți depozita aici, da? Dacă ținem așa, cu scrisul la spate, chiar arată bine. Bun. Nimic nu se aruncă, totul se refolosește. Și acesta este parfumul. Vine în format de 50 de mililitri și dacă nu mă înșel este 79 de lei, fără roș 25 pentru 5% discount. Haideți să vă spun repede și notele. Uh, Dia, da? inspirat de Arabian ud Solid. Ei spun că este un parfum unisex și care avea așa, în vârf, mandarină și acord fructat, în mijloc, acord floral și mosc, iar în bază, vanilie și cedru. Acum, pentru că avem doar două parfumuri, le voi testa direct pe piele și voi reveni către ele. Da, același capac magnetic, Bun, ia să vedem. Se vede? Se vede. Știți deja atomizoarele de la Gamma Twins? <laughs> da, da. Bun. Cred că mai am nevoie de o sticlă din start și vă explic imediat de ce. Exact cum a spus Mihaela, este un amestec de fructe și ceva roz. Da? Miroase a fructe și roz. La un prim nas, la o primă impresie, în opinia mea și în accepțiunea mea, acest dihia nu dia dihia, dacă știți cum se pronunță, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii, uh, nu este un parfum unisex. Eu îl resimt a fi total feminin, Mandarina, la primul nas, mandarina predomină oarecum peisajul, însă este genul acela de mandarină zemoasă, suculentă, combinată cu o vanilie. Da? Nu este genul acela de um, aromă copleșitoare, nu este aroma aceea sufocantă, nu. Um, în opinia mea, face parte cu succes din categoria parfumurilor semnătură. Uh, factorul Middle Eastern total absent, zero, nu are absolut nimic Middle Eastern în el. Este acel parfum european, este acel parfum mainstream, da? ușor de plăcut, că de fapt asta înseamnă. Um, Feminin, parfumul acela de cucoană, cum îi spun eu, dar nu mergeți în zona vintage, când eu spun parfum de cucoană. La mine cucoana este acea doamnă uh, cu gusturi rafinate, uh, acea doamnă cu bani, dar... Uh, cum să vă zic eu? Doamnele cu bani nu sunt acele doamne ce poartă tricourile acelea mari, cu guci aici, da? Deci doamnele acelea rafinate, da? Are ceva... Din Golden Sand de la Al Rehab, eu am acel ulei și are ceva din zona aceea. Fără a fi un parfum inspirat din acea aromă, de asemenea, de deci ce am spus de la primul nas că mai am nevoie de o sticlă, are ceva ce mă duce cu gândul foarte, foarte mult către uh, Casa Blanca de la Swiss Arabian. Dacă iubiți acel parfum, um, dacă l-ați avut sau dacă l-aveți și mai aveți un pic din el și prețul de acum vi se pare exorbitant pentru că mie una mi se pare mult prea mult 400 de lei casa Blanca Swiss Arabian, zic și eu. Uh, Dihia este safe blind buy. Da? Dacă adorați Casa Blanca, o să iubiți Dihia. E genul de Gurmand, sexy, obrăznicuț și feminin, da? E parfumul acela ce are câte puțin din toate. Are și ceva gurmand, are și ceva sexy, total, total feminin, are și ceva misterios, are și ușor, ușor ceva dar acolo. Dar este foarte, foarte bine echilibrat. Nu este acea aromă. In your face mult prea mult, da? Este mai potolit decât Casa Blanca. Tot mă leg de Casa Blanca ca să vă faceți cât de cât o idee. Dacă Casa Blanca vă place, dar vi se pare foarte stânjenitor, ei bine, o să-l iubiți, o să-l iubiți. Are. Are un fin iz de make-up. Dar când spun treaba aceasta, nu mă gândesc la ruj, cum este Date Night de la Hadlaj. La Date Night de la Hadlaj resimt rujul din plin, da? cum a spus Raluca, rujul copilăriei. Aici, în Dihia, izul acela de make-up mă trimite mai mult către partea pudrată, pudră, da? Dar este divin categoric este divin și este un 10 din 10 la modul că cu siguranță aș cumpăra din nou sticluța când o voi termina. Foarte, foarte. Mihaela, să rămână din suflet, mi-am descoperit o nouă iubire. Chiar este super, super, super șmecher. Bun. Și acum. Hair pistachio. Da, da. Hair pistacio ce vine în acest ambalaj are cutia identică cu frățiorul său Hair, îl dețin și pe acela. O să discutăm și despre el, vine de la Paris Corner. Aveți aici și holograma ce atestă autenticitatea și și Deci am așteptat acest parfum de mi-a venit rău. Am și uh, sticluța de 10 ml din Kayali uh, Pistachio Gelato 33. Am și varianta de 20 de ml din uh, Latafa Affection. Și, dacă acum am și Hair Pistachio. Acum vom vorbi, de fapt vă voi spune primele mele impresii, îl voi mai lăsa să se așeze puțin timp, că știți, au nevoie de un pic de timp și cu siguranță voi face un clip de tip versus, da? Voi compara Kayali cu Latafa și cu Peris Corner, toate trei. Bun, și... Deci nu vreți să fiți în pielea mea, zici că sunt un copil mic în dimineața Crăciunului și da, da, da. Este o sticlă superbă. Pentru mine, da. Pentru mine este superbă, superbă. Uh, combinația aceasta de verde cu auriu, nu știu, poate pentru voi capacul și partea aceasta vi se pare mult prea mult, însă mie îmi place, îmi place genul acela de sticlă grea, masivă, bine lucrată, identică cu frățiorul său Hair. Bun, haideți să vorbim despre note și Hair Pistachio, ei spun din nou unisex, inspirat de Kayali Ian Pistachio Gelato 33. În vârf avem fistic, înghețată, bergamotă, alune, rom și cardamom. În mijloc lăcrămioare, pară, mușcată, iasomie, bujor, zmeură, piersică albă, iar în bază frișcă, marshmallow, vată de zahăr, boabe de tonca, rahat turcesc. Mie îmi place să-i spun locum, da? În limba turcă așa se spune locum, ca să nu, da, treaba cu rahatul. Uh, lem de santal, cedru și cacao. Dacă puneți un pic pe pauză sau dacă intrați pe site-ul celor de la Dubai Collection și vă uitați la notele acestui parfum și deschideți și fragrantica și vă uitați la notele de la Kayali am Pistachio Gelato, notele sunt identice. Da? Avem aceleași, aceleași note. Și, și să-l pulverizăm, că nu mai am Capacul nu este magnetic. Deja mi-a zburat mintea, dar aș putea să dacă îl găsește fimiu sigur îl face titirez bun 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 bun. Ia să vedem ce avem aici. Da, aceleași atomizoare superbe de la Paris Corner. Da. Da, a meritat așteptarea și e nemacerat. Uh, uh, uh. O secundă. Da, eu am avut uh, ceva de obiectat. Eu sunt această gică contra în legătură cu uh, originalul, da? Avându-l și purtându-l, am eu acolo, dar în clipul de tip versus o să vă explic ce și cum, da? Când o să le compar pe toate trei. Însă, haideți să ne rezumăm la acest hair pistachio. Are o deschidere ușor, ușor, foarte fin picantă, dar dulce totodată, da? Dulcele este prezent de la primul nas, de la primul puf nu are la o primă impresie, da, și nemacerat, nu, nu are acea deschidere verde săpunoasă pe care eu una cel puțin așa o resimt eu, da, nasul meu asta simte în original. Nu prea îmi place deschiderea originalului, pe când varianta Peris Corner se deschide din start dulceagă, da, nu are latura aceea verde săpunoasă. se resimte mult mai bine nota de alune în acest, în în Pistachio, da, se resimte mult mai bine nota de alune față de original, iar fisticul de aici nu este vai, cât de fainie. Uh, nu este fisticul acela din uh, din Girl of Now. Pentru mine, fisticul din Girl of Now E un fistic cald, dacă are sens, dacă mă pot exprima așa. Fisticul din hair pistachio nu este acel fistic cald, da? Este oarecum un fistic rece. Înghețată de fistic cu iz de caramel. combinată. Este ca și cum mai avea un cornet, da? Cornetul acela este din cacao, pentru că se resimte și e foarte, e foarte frumoasă cacao din acest parfum. Deci, ne adunăm. Eu așa îl percep, da? Am un cornet de cacao în care pun două cupe de înghețată de fistic cu o fină, fină, fină glazură de caramel, da? Este un fin, știu că nu este listată nota de caramel, însă mie îmi dă ceva caramel, da? Dar foarte, foarte fin, undeva în fundal. Peste aceste două cupe de înghețată de fistic ai pus puțin, puțin topping de caramel și mai adaugi două cupe de înghețată de marshmallow cu mentă și frișcă. Da? Deci pur și simplu asta resimt. Cacao înghețată de fistic, un finis de caramel înghețată de marshmallow. De ce spun înghețată de marshmallow? Este dulce, este gurmand. Însă nu este cel puțin acum, da, nemacerat, la prima impresie. Uh, nu este dulcele acela in your face care să te ispească, dar totodată am impresia, am impresia în momentul de față că este mai dulce gurmand față de original și față de uh, versiunea de la latafa. Este acea aromă ca și cum intri într-o gelaterie din aceea scumpă de fițe de fasoane, da? pur și simplu aroma aceea este. Și eu personal ador nota de frișcă în parfumuri. Deci o ador, o ador. Dar aici, în acest parfum, am impresia că joacă un rol foarte important, în sensul că nota aceasta de frișcă, cum să mă exprim eu, oarecum încheagă, da, dă greutate, rotunjește profilul olfactiv, da, ca să fiu în termeni. Uh, Frișca este aici și joacă un rol foarte, foarte important. E genul de aromă cremoasă, dar sofisticată, to totodată. Uh, absolut nimic, nimic Middle Eastern, da? chiar dacă vine de la Paris Corner. Ei uh, spun că este un parfum total unisex domnilor care nu se feresc de parfumurile gurmande, mai degrabă aș recomanda o mostră, da? 2, 5 sau decant de 10 ml. Pentru că, nu știu, ar putea înclina feminin pentru anumit domn, totuși mă gândesc. Bun, partea florală de aici, din nou, în Caialie Original, îl percep oarecum un floral mai in my face, da? în ochii mei. Însă, varianta Hair Pistachio este un floral foarte, foarte potolit, da? se axează mult mai mult pe fistic, se axează mult mai mult pe partea gurmandă, este nu. Și nu este neapărat acel gurmand de vară, da? Acesta de la Periscorner, că înce tot încerc să mă rezum numai la el, dar având și celelalte două variante, fără să vreau, îmi fuge mintea la comparații. Este un parfum ce eu una l-aș purta chiar și acum, pe timpul acesta. Are o dulceață vanilat-bombonicioasă, da? Um, ori este treaba cu locum, cu prahatul turcesc, ori nu știu. Are o. trage greu la cântar partea asta cu dulceața, da? De unde cred eu că este și un parfum cu performanțe foarte, foarte bune. Da, da. A meritat așteptarea și cu siguranță cât de curând mă veți vedea cu încă o sticluță. Da, deci eu din start, de la prima impresie, de la primul nas, categoric este pe alea mea, categoric este genul de parfum înnebunitor. Este și sexy, este și jucăuș, dar nu pueril. Da? Are din toate. Are din toate. Bun. Îl mai lăsăm puțin să se domolească, dar slavă Domnului, e ceea ce am sperat eu că e. Alexandra, știu că o să vezi videoclipul ăsta înainte, înainte să ți ajungă ție coletul. Alexandra o găsiți aici pe TikTok, o să vă las și în bara de descrieri link către contul ei de TikTok. Mami, să stai liniștită că este ceea ce ne-am gândit noi că este. Bun. Uh, ce am zis că fac? Am zis că revin la DIA Da, da categoric uh, DIA este este verișoară cu um, Golden Sand de la Al Rehab și este sora mai mică a Casa Blanca de la Swiss Arabian, Da. Ha, e genul acela. Bine, pentru mine eu spun all season. Eu una personal l-aș purta chiar și pe vreme mai caldă. Însă mă gândesc că pentru multe dintre dumneavoastră ar putea fi ușor copleșitor. Dar, cu siguranță, pentru vreme rece până la finalul primăverii. Da, până la finalul primăverii, dia este fix ceea ce trebuie. Aveți 50 de mililitri la 79 de lei, fără roș 25 și cu siguranță, adică e una din celelalte ce le am de la Twins, nu aveți treabă la capitolul performanțe și nu e cazul să faceți overspraying cu ele, da? Deci pentru... A, și mai am, um, ca și revenit recent pe, pe stoc, uh, Sublim Comedy, da? Inspirație pentru Killian Angels Share. Absolut toate parfumurile gamei Twins pentru prețul plătit nu se poate. Sunt excepționale, excepționale. Ne întoarcem la Hair Pistachio? Da, da, Um, are mai multă profunzime, da, se așează, cacaoa se simte un pic, un pic mai puternic, frișca, înghețata de fistic, alunele și tot ce este mai fluffy, mai pufos, ca a ieșit engleza din mine, pe lume este în acest parfum. Dacă nu sunteți în zona gurmandelor... Încercați decant sau mostră. Dacă sunteți în zona gurmandelor, safe, blind, buy, uh, 100 din 10. Da? Deci pentru mine, la prima impresie, hair pistachio este fix ceea ce speram eu să fie, ca Eli i-am pistachio gelato. Însă, din nou vă spun, urmează un clip cu toate trei, după ce las un pic frumusețea aceasta să se așeze. Cam atât pentru videoclipul de astăzi, scurt pe repede înainte, dar nu mai puteam, trebuia să le pufăi, trebuia să... Da? Um, contul meu de Instagram, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând, grupul meu de Facebook Frag Family. Pentru toate veți avea link în bara de descrieri, inclusiv pentru contul de TikTok al Alexandrei. Și, cum v-am obișnuit, link în bara de descriere pentru cele două parfumuri. Dacă mai aveți alte recomandări din gama Twins pentru mine, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii. La fel, dacă că știu, știu, încă o chestie ce vreau să vă mulțumesc pe această, pe această cale. În noaptea în care a intrat pe stoc acel, acest hair pistachio, am văzut cât de multe l-ați comandat direct în varianta full size cu codul meu. Vă mulțumesc din suflet, din suflet vă mulțumesc, chiar și dacă comandați mostre cu codul meu. De ce? Treaba asta cu codul de reducere, da? Partea aceea de 5% ce vi se reduce dumneavoastră din comandă, mi se adună mie în cont. Și așa, tot strângând, tot strângând, din când în când pot plasa comenzi cu alte parfumuri, pentru că, da, nu mai dați cu hate bine, nu voi urmăritorii mei, dar la modul general, nu plătește nimeni, da? Dubai Collection nu plătește pe nimeni să promoveze, să-i promoveze și așa mai departe, da? Deci nu, nu e vorba de bani. Sunt niște puncte din care noi, colaboratorii, ne putem achiziționa parfumuri de pe site. Încă o dată, vă mulțumesc din tot, tot, tot sufletul meu că lună de lună comandați cu codul meu. Vă mulțumesc din suflet. În acest fel, susțineți, ca să mă exprim așa, acest canal de YouTube, pe o parte, da? Și, din nou, toate doamnele mele, că știu că sunteți multe. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii impresiile dumneavoastră despre această minunăție de parfum. Și din nou, nu uitați, mai ales că acum e din ce în ce mai frig, când vine un colet, lăsați-l, lăsați-l măcar 2-3 ore și abia după aceea deschideți și testați parfumul respectiv. Vă mulțumesc din suflet dacă m-ați urmărit până la final, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și până data viitoare vă doresc din suflet zile contrar vremii de afară, zile călduroase, zile însorite și bineînțeles pline cu parfum. V-am pupat!